Bună ziua, domnule Dehelean! Vă aflați la sfârșitul primului an din cei patru ai acestei legislaturi în calitate de deputat al grupului parlamentar al USR. Faceți parte din Comisia Juridică de Disciplină și Imunități a Camerei. În anul 2017 ați avut o serie de propuneri în cadrul Comisiei. După cum se știe, începând de la 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru toate veniturile. Legat de acest lucru, ați avut o propunere? Da, am avut o propunere legată cu sumele care se direcționează de către persoane, către asociații și fundații. Această cale fiind una dintre principalele moduri de finanțare ale acestor entități juridice. Automat, în momentul în care avem de a face cu o reducere a impozitului de la 16% la 10%, cota de 2% din impozit, care putea fi direcționată către aceste entități, scade. Și atunci am venit în întâmpinarea acestei probleme și pentru că societatea civilă este o parte foarte importantă a unei democrații, am considerat că trebuie să propunem majorarea cotei din impozit pe care persoanele fizice o pot redirecționa către asociații și fundații. De la 2% la 3,5%, în așa fel încât activitatea lor să nu aibă de suferit și să poată să-și desfășoare activitatea ca și până acum și să realizeze cât mai multe proiecte în beneficiu societății. Știu că sunteți un deputat care sprijină orice lege coerentă despre mediul înconjurător și în sensul acesta ați avut și o propunere, de fapt, o declarație făcută în plenul Camerei Deputaților legată de mediu de poluare. Ce puteți să spuneți în acest sens? Nu doar eu sunt sensibil la subiectele legate de mediu, ci cred că tot grupul parlamentar USR este deosebit de sensibil în legătură cu aceste probleme. Practic, prin această declarație politică, eu am solicitat mai multe lucruri. În primul rând, depolitizarea lanțului de autorizare a instituțiilor cu atribuții în domeniul mediului. În al doilea rând, am solicitat transpunerea în legislația națională a unei directive europene cu privire la evaluarea impactului asupra mediului. O directivă europeană care vine cu proceduri îmbunătățite și crescute în sensul participării societății civile la dezbaterile privind autorizarea unor întreprinderi care pot să afecteze mediul. Și am făcut această solicitare având în vedere că trebuie să luăm în considerare toate efectele pe care activitățile economice le au asupra mediului. Atât în caz de poluarea pânzei freatice, a solului și poluarea calității aerului, adică poluarea aerului. Separat, noi pregătim în acest moment un proiect de lege care să reglementeze disconfortul olfactiv, care în momentul ăsta nu este legiferat în România. Și venim cu o propunere ca și acest disconfort să fie legiferat și să fie luat în considerare, în așa fel încât comunitățile care sunt afectate de mirosuri să aibă un cuvânt de spus în acest sens. Și pe această cale să contribuim la creșterea calității vieții cetățenilor. În ultima lună ați avut un amendament care a fost aprobat în plenul Camerei la legea pentru modificarea și completarea legii numărul 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean sau local. Puteți să ne spuneți despre ce este vorba în detaliu? Referitor la acest amendament, trebuie să explic înainte faptul că până în acest moment, în cazul unei exproprieri, dacă persoana supusă exproprierii nu era de acord cu suma stabilită de Comisia de Expropriere, care să îi se plătească cu titlul de despăgubire, avea dreptul să meargă în instanță și să solicite instanței să stabilească o sumă justă, da? Să dovedească că cea propusă nu este corectă și să dispună una mai mare. Dar
pe perioada derulării procesului, expropriatul nu primea nicio sumă de bani. El trebuia să aștepte până la sfârșitul procesului, până la pronunțarea unei sentințe definitive, ca să încaseze acești bani. E bine, amendamentul pe care l-am propus eu în cadrul Comisiei Juridice vine în sensul de a lămuri această situație sau de a o transforma într-o situație mai echitabilă, și anume ca cel expropriat să-și încaseze banii propuși de comisie, iar ulterior, dacă nu este mulțumit cu cuantumul sumei, să o conteste în instanță, urmând ca la sfârșitul procedurilor judiciare să regularizeze suma, adică sau să restituie o parte din bani sau să primească suma stabilită în plus de către instanță. Deci în acest sens merge acest amendament și eu cred că el aduce o reparație vis-a-vis de oamenii care sunt expropriați, care se pot trezi la un moment dat în situația în care nu au casă, n-au primit nicio sumă cu titlu de despăgubire și trebuie să realizeze și anumite cheltuieli în instanță. În plus, consider și că este un pas spre constituționalitatea prevederilor acestei legi, pentru că Constituția vorbește despre o despăgubire justă și prealabilă, adică înainte de exproprierea efectivă, el trebuie să primească această despăgubire. Și acest amendament a fost aprobat în plen. A fost aprobat în plen, în urma respingerii lui în Comisia Juridică, a fost aprobat de plen în Camerei Deputaților. Mulțumesc, domnule Dehlean, și vă urez succes. Mulțumesc. Mersi.